Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la Idei de Bricolaj! Astăzi vom învăța să facem o pizza cu aluat din broccoli și înainte să vă arăt cum se prepară, haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie. Pentru aluatul de pizza avem nevoie de un broccoli mic, de 2 ouă, 30 de grame de parmezan ras și 30 de grame de mozzarella fâșii, la care adăugăm sare și piper după gust. Pentru sosul de pizza avem nevoie de 5 linguri de pastă de tomate și de 125 de grame de mozzarella. În funcție de ce topping-uri de pizza preferați, mai aveți nevoie de roșii și de ardei gras în diverse culori. Ingredientul vedetă al rețetei este, bineînțeles, broccoliul, pe care îl tăiem cât mai mic și îl dăm prin blender. Vom stoarce bine apa din el până când obținem o masă uscată. După ce am stors bine apa, punem broccoliul într-un vas, adăugăm cele 2 ouă și amestecăm bine, iar apoi condimentăm compoziția cu sare și piper. La final ne asigurăm că toate ingredientele sunt încorporate, după care punem hârtie de copt în tavă și așezăm aluatul din broccoli. Îl dăm la cuptor pentru 5 minute, iar în timp ce se coace blatul, vom felia legumele. Scot blatul din cuptor, adaug pasta de tomate și ambele tipuri de brânză, iar din legume voi face diverse modele pe pizza, de exemplu o inimioară din ardei roșu sau un smiley la care folosesc felii de roșii pentru ochi și feliuțe de ardei pentru gură. Însă cel mai mult mie îmi place această steluță. Dați frâu liber imaginației și creați propriile modele. La final, introducem pizza în cuptor și asta este tot. Sper că v-a plăcut acest video și că v-a inspirat să încercați și voi. Puteți să-mi lăsați un comentariu cu ideile voastre și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați la canalul Idei de Bricolaj pentru a nu pierde niciun episod de acum înainte. Iar noi ne revedem data viitoare cu și mai multe idei delicioase. Pe curând!